Horațiu Bălănescu, un medic stomatolog din Bumbești Jiu, dar și Laurențiu Adam, un dentist din Caraș Severin, se află în arest din luna iulie anului trecut pentru fraude informatice de 20 de milioane de dolari. După ce Tribunalul Gorj a dispus înainte de sărbătorile de iarnă prelungirea mandatelor de arestare preventivă, inculpații au formulat recursuri. Curtea de apel Craiova va decide mâine dimineață dacă pot fi puși în libertate, iar la proces sunt citați și zeci de americani păgubiți pe internet. Împreună cu alți 11 tineri din București, Vâlcea, Argeș, Olt, doctorii în fraude sunt suspectați de procurorii gorjeni că în perioada 2009-2011, prin postarea unor anunțuri fictive de vânzarea unor bunuri inexistente, fiind vorba de autoturisme, motociclete, ambarcațiuni ușoare și produse electronice, au indus în eroare mai mulți cumpărători online, cărora le-au fost transmise informații false. Victimele sunt peste 1000 de persoane, cele mai multe din Statele Unite ale Americii.